Bine v-am regăsit, oameni buni, mergem la Cojo, mai e un pic. A doua piesă extrasă de pe albumul Erupt. Hai să vedem. Acum 4 ore lansată pe YouTube. Bun. 6 fucking minute, 7 minute, ești nebun. Ați fost vreodată fericiți? Sunt momente din astea rare, există momente din astea rare în viața unui... Ăsta-i Teo. The fuck? What the fuck, man? Băi, ești nebun să bagi un stand-up la început. Tare. Ați fost vreodată fericiți? Sunt momente din astea rare. Există momente din astea rare în viața unui om când ți se pare că toată viața e ca un puzzle complet, știi? Uneori merg pe stradă și mă simt recunoscător pentru ce am și simt că e aproape rușinos să-mi doresc mai mult. Bine, punctat aici, mai ales când vezi că cineva mai rău decât tine. Atunci cumva ești recunoscător. Chiar ieri am pățit treaba asta. Un om fericit. Cum dracu? Exact cum mă simt o secundă fericit, n-are cum să dureze. De câte ori mi-am zis că te-am găsit și te-am analizat. Putea să fie totul pur emoțional, mult prea rațional. De fapt, când mă gândesc de când trăiești la mine. The fuck is going on here? Asta e tot el? The fuck, man? Da, mă, ești prost. Putea să fie totul pur emoțional, dar mult prea rațional. A nivel. De fapt, când mă gândesc de când trăiești la mine în cap și cât te-am proiectat. Singură privire m-a deconectat și m-am speriat. Am tot fugit și m-am hrănit cu tot ce nu puteam să simt la tine. M-am amăgit când am iubit. Deci mă credeți că nici nu știu ce stare trebuie să am. Cel puțin de exprimare, I don't know. Ești nebun, what? E foarte șocant, poți să spui, pentru români, cumva, pentru că e cu totul la un alt nivel. Să vezi așa ceva la un om de vârsta lui, știi, cumva. E fucking mind-blowing. O singură privire m-a deconectat și m-am speriat. Am tot fugit și m-am hrănit cu tot ce nu puteam să simt la tine. Dar ce îmi place cel mai mult, că există în spate un background pe care îți dă curajul să-i dai credibilitate. O punctat foarte bine cu ai umorul și cumva știi ce-i de capul lui și te uiți cumva cu drag. Ce știi clar că ceea ce e aici e creație. Tine am hrănit cu tot ce nu puteam să simt la tine. M-am amăgit când am iubit. Doar cât de mult mă iubeai tu pe mine. Am tot fugit și m-am hrănit cu tot ce nu puteam să simt la tine. M-am amăgit când am iubit. Doar cât de mult mă iubeai tu pe mine. Mai e un pic și iarăși nu mai e nimic. Și iarăși nu mai e nimic. Am tot împins la bolovanul ăsta trist, greu și înghețat. Mă simt atâtea mii de ani de când nu s-a topit. A crăpat, nu-l simt. Ca orice început identic fericit, mereu nediferit. Mă simt sorbit inevitabil aceea senzație la infinit. Am tot fugit și m-am hrănit cu tot ce nu puteam să simt la tine. M-am amăgit.
Mi-e greu să vorbesc așa la prima vedere. Clar că din ce am ascultat cumva tot despre el vorbește. Cred. Nu știu că am niște lucruri de îndoială cumva că au vorbit cu persoana a doua, de iubita cumva. Dar însă cred că vorbește și despre el. E foarte greu să vorbesc din prima și să-mi dau cu părerea. Pentru că e foarte complicat, complex, greu. M-am amăgit când am iubit, doar cât de mult mă iubeai tu pe mine. Am tot fugit și m-am rănit cu tot ce nu puteam să simt la tine. M-am amăgit când am iubit, doar cât de mult mă iubeai tu pe mine. Mai e un pic și iarăși nu mai e nimic. Mai e un pic și iarăși nu mai e nimic. Nu știu câte oare. Leare cu dansul. Ce fac? Oh my god! Astăzi 5 decembrie, astă seară mâncăm în familie, următoarea piesă. Vai, Dumnezeule mare! Lyrics Kojo, așa, Music Production, Ironic Distorse și Mix Master de Turcu. Director Ironic Distorts, cinematographer David Mogan. Execuție producție Kojo, așa. Alin Doroian, Setpa. Nu știu ce înseamnă Setpa. Valentin Cojocaru. Nu știu, sunt foarte multe pe costume, felicitări. Hair, makeup, costume, makeup. Editor Ironic Distorts, ok. Special effect. Pff, haide, nu știu, man, foarte greu. Foarte bine și foarte greu
să faci așa ceva. Legenda spune că sunt mari șanse, șansele să iasă Half-Life 3, să se termine One Piece și să moare Iliescu până iese tot albumul lui Cojo. Dar dintre toate albumul se va merita cel mai mult, clar. Uite, bă, de aici ești nebun. O să revin acest comentariu peste 20 de ani. Bravo, băi Cojo. Îmi pare nespus de rău că România nu înțelege un astfel de artist ca tine. Bună piesă, clip, genial, masterpiece. Sunt sigur că în viitor generațiile următoare vor aprecia mai mult acest stil muzical. După cum am spus și eu, dacă erai în state, erai superstar cu așa ceva, evoluție, wow. Bine punctat aici, George. Bine punctat. După cum am spus și eu, să vezi la un tânăr un astfel de clip, e un act foarte mare de curaj. Și la nivelul în care e România, foarte greu de înțeles cumva. De aia zic că nu știu cât o să prindă. Nu știu cât o să prindă, dar clar o să prindă mult mai mult oameni curaj să facă. E un start foarte bun. Un start foarte bun pentru noile generații, noi tineri care vor să facă ceva și au avut câteva rețineri. Felicitări. Pentru că nu e ușor să-ți expui treaba asta și nu e ușor deloc. Eu uite că aveți un exemplu concret bun și spun bun din punctul ăsta de vedere pentru că am văzut ce poate omul. Și asta contează foarte mult. Așa să vină de nicăieri cineva, nu știi cum să-l iei și să-l, dacă poți, dar nici n-ai voie să-l cataloghezi cumva. Dar așa, văzând ceva background în spate, știi că știi unde e locul, știi? Felicitări. Bă, e foarte greu să-ți dai cu părerea din prima, dar ca și clip, fucking man, n-ai mai văzut. Bravo, man, bravo. Lăsați în comentarii părerea voastră. V-am pupat. Pace. Și like.